De câteva zile în Podgorile Cotnari, 800 de oameni culeg struguri. A început campania de colectare de pe cele 1750 de hectare cultivate cu viță de vie. La finalul acestei campanii, Cotnari va scoate pe piață cel mai nou și savuros vin. Suntem în plină campanie de recoltare. Recoltăm de o săptămână de zile, cât manual, atât și mecanizat. Avem 5 combine și în jur de 800 de zilieri a recoltat în fiecare zi. Pentru că muncitorii sunt tot mai greu de găsit, conducerea companiei a investit sume importante în achiziționarea mai multor combine. De altfel, zilierii sunt ajutați de 5 combine mecanizate. Dacă 4 ani în urmă noi strângeam tot manual, practic acum deja recoltăm, cred că o treime din suprafață recoltăm mecanizat și plănuim pe viitor să mărim suprafața mecanizată. Din păcate, forța de muncă din an în an tot scade. În momentul de față lucrăm cu 5 combine de recoltare mecanizată. Nu este primul an în care facem acest lucru, cred că suntem în anul al cincilea. Încercăm să adoptăm și această variantă ca alternativă la lipsa forței de muncă. Pe lângă combinele mecanizate au fost cumpărate și alte utilaje performante cu ajutorul cărora strugurii sunt culeși într-un timp mult mai scurt decât în anii precedenți. Pentru partea de viticultură am achiziționat 15 bene speciale pentru recoltare, am făcut o nouă secție de prelucrare pentru mecanizat cu o capacitate de 500 de tone pe zi. Am mărit capacitățile de fermentare cu încă 3 milioane de litri pe lângă 8 milioane pe care le aveam inițial. Motivul pentru care vrem să reducem campania de recoltare la 3 săptămâni de zile, dacă acum câțiva ani era o lună și puțin, este tocmai aceea ca să nu mai fim dependenți de vreme. Podgoriile Cotnari sunt singurele din țară care au numai soiuri autohtone. Avem 4 soiuri albe, din care Grasa de Cotnari și Frâncușa se regăsesc exclusiv la Cotnari. Mai avem tămâioasă românească și fetească albă, iar pentru roze, busuiacă de Bohotin și fetească neagră pentru soiul roșu. Culesul strugurilor durează în total 3 săptămâni. La final se vor aduna peste 22.000 de tone de struguri, din care vor rezulta mai mult de 15 milioane de litri de must dulce și aromat.